Domnule președinte al României, Klaus Iohannis, vă salut cu drag și vă transmit din inimă încrederea în capacitatea noastră ca împreună să dăm o garanție pentru că România va continua mersul pe un drum corect alături de președintele României, Klaus Iohannis, și alături de Partidul Național Liberal. Dați-mi voie să adresez felicitări filialelor noastre din județul Vrancea și Tulcea pentru că au câștigat alegerile europarlamentare. Și Constanța, fără turiști, ar fi câștigat alegerile europarlamentare și am garanția că și Brăila, și Buzău, și Galați vor câștiga alegerile prezidențiale alături de filialele care au câștigat alegerile europarlamentare. Vă mulțumesc în numele meu pentru efortul pe care l-ați făcut în campania pentru alegerile europarlamentare, în cadrul referendumului convocat de președintele României, pentru că munca voastră a asigurat un succes formidabil pentru România și pentru Partidul Național Liberal și, nu în ultimul rând, pentru președintele României, care a arătat că are forța de a uni toți românii corecți, toți românii cinstiți, să decidă soarta României și să hotărească drumul cel bun pentru România. Stimați colegi, trebuie să ne pregătim pentru guvernare. Și suntem pregătiți pentru guvernare. Trebuie, în schimb, să facem lucrul ăsta cu trudă, cu modestie, cu smerenie față de concetățenii noștri, cu atenție la problemele fiecărei categorii sociale, să analizăm fiecare soluție posibilă, astfel încât orice decizie pe care o luăm să garanteze efectele favorabile pentru societatea românească. Să nu cumva să cădem și noi în ispita de a lua decizii pe picior, de a scoate din joben ordonanțe de urgență peste ordonanțe de urgență, fără niciun fel de fundamentare, fără niciun fel de analiză, fără niciun fel de studiu de impact, care să provoace consecințele dezastruoase pe care le-au provocat marea majoritate ordonanțelor de urgență scoate de guvernarea care a trecut. Partidul Național Liberal este un partid serios, este un partid puternic ancorat, cu rădăcini atât în istoria României și cu rădăcini adânci în societatea românească. Trebuie să folosim campania asta să ne apropiem și mai mult de oameni, să fim și mai aproape de români, să fim și mai deschiși să le ascultăm problemele și împreună cu ei să căutăm cele mai bune soluții pe care să le punem în practică, pentru că vom fi cu siguranță chemați de cetățenii români să guvernăm România. Dar până atunci avem de dus cea mai importantă campanie. Campania pentru realegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României. Klaus Iohannis, prin tot ceea ce a făcut de-a lungul carierei sale, de când a intrat în viața publică, a arătat câteva lucruri simple. Că este un om căruia nu este teamă de adversari, oricât de răi, oricât de puternici par și oricâte amenințări proferează la adresa lui. Klaus Iohannis a arătat întotdeauna stăpânire de sine, caracter, capacitatea de a fi de partea oamenilor și de a se lupta cu orice forță care încearcă să afecteze libertatea, drepturile și demnitatea cetățenilor români.
Campania pe care o avem de dus este o campanie decisivă. Președintele României este acela care dă direcția României. Președintele României este acela care are capacitatea de a uni toate forțele pentru a reuși ca România să se îndrepte în direcția corectă. Doar Klaus Iohannis are cu adevărat forța într-un nou mandat să reunească tot ceea ce este bun în România, să reunească toți oamenii corecți, toți oamenii cinstiți, toți oamenii harnici, toți oamenii care doresc binele acestei țări și să-i unească într-un proiect care să ridice România și să o aducă la stadiu unei țări europene puternice, respectate și apreciate în lume. Stimați colegi, vă cer ca în următoarele două luni să puneți pe primul plan această bătălie pentru România. Vă cer fiecare în localitatea în care trăiți, în mediul profesional în care vă desfășurați activitatea, printre vecini, printre rude, printre cunoscuți, transmiteți acest mesaj românilor. Că România nu este condamnată să fie o periferie a Europei. Că în 5 ani Klaus Iohannis a arătat că România poate să fie în primul rând, că România poate să fie locul în care întreaga Europa își stabilește destinul la invitația președintelui Iohannis. Că România are cu adevărat șansa unui destin măreț, așa cum îl merită și așa cum îl poate asigura fiecare român, cu o singură condiție, să se ducă la vot și să voteze Klaus Iohannis președinte.